zilnic, creștinii din Nigeria sunt măcelăriți, însă majoritatea lumii refuză să vadă această realitate. Zilele trecute, câțiva creștini au fost răpiți din bisericile lor de câțiva islamiști înarmați. În aprilie, 25 de creștini au fost uciși în satul Kuda. Grupul terorist islamist Boko Haram este gruparea principală aflată în spatele atacurilor. Din 2011, grupul a ucis mai bine de 30.000 de nigerieni. George Thomas a încercat să afle cum sunt sprijiniți creștinii din această țară africană. David, potrivit unor informații, luptătorii statului islamic care părăsesc Siria se alătură organizației Boko Haram din Nigeria. Ce ne poți spune despre asta? Știm că de când statul islamic și-a pierdut capitala, califatul său din Irak și Siria, acel teritoriu fizic, ei au început să-și împărtășească ideologia lor, cunoștințele lor tehnice, precum și cele cu privire la confecționarea unei bombe, la organizarea unor atacuri teroriste cu Boko Haram și cu afiliații lor din nordul Nigeriei. Creștinii din Nigeria se confruntă cu foarte multe pericole care vin din partea grupurilor Fulani, care sunt grupări islamice cu o moștenire tribală și care atacă sate creștine și încearcă să îi alunge pe creștini. Apoi există Boko Haram, cu o ideologie de tipul celei a statului islamic, care atacă biserici în nord, înființează zone în care domnește legea Sharia. Sunt multe motive pentru care Nigeria este o țară periculoasă pentru creștini. Se spune că ar putea avea loc un genocid al creștinilor din Nigeria. Care este părerea ta? Oamenii trebuie să înțeleagă că există o definiție tehnică a genocidului. Evenimentele care au loc în Nigeria intră în această categorie. Oamenii sunt vizați din cauza credinței lor, pentru a-i șterge de pe fața pământului. Știm că acesta este scopul lor, pentru că l-au declarat. Boko Haram și grupurile Fulani ne spun care este scopul lor. În Occident nu-i credem, însă trebuie să-i luăm în serios, deoarece vedem că atacă biserici. În ultimele două luni, la fiecare două săptămâni, au loc atacuri masive în care oamenii sunt uciși sau răpiți. Ei sunt vânduți. Se cere o recompensă pentru eliberarea lor. Câteodată sunt vânduți ca sclavi. Este grav ce se întâmplă creștinilor, mai ales femeilor creștine care sunt persecutate pentru că sunt creștine în acele zone din nordul Nigeriei unde domnește legea Sharia. Pentru că sunt femei, pot fi vândute și pot fi folosite ca sclave sexuale. Adesea sunt împinse în căsătorii aranjate în acele zone din nord unde se aplică legea Sharia. David, ce ne poți spune despre soarta celor 17 creștini care au fost răpiți din biserică? Încă nu știm nimic de ei. Știm că sunt răpiți creștini cu scopul de a se cere recompensă pentru eliberarea lor sau pentru a-i vindeca sclavi. Nu știm exact ce s-a întâmplat cu ei. Trebuie să ne rugăm pentru ei, iar situația lor trebuie discutată la cel mai înalt nivel al guvernului american. Știm că guvernul din Nigeria nu intervine de mulți ani. Situația a escaladat. Se poate vorbi în mod oficial de genocid. Alpha.